fiecare din, dintre noi, adică Sibiu și Mediașu, vrea să arate care este mai puternică pe acest plan sportiv din, din județ. Da, este o rivalitate de foarte mulți ani, mai ales că eu au promovat și în Liga 1. Este o rivalitate de bun augur pentru noi. Așteptăm meciurile astea an de an. Dar este o rivalitate importantă în istorie, pentru că totdeauna au existat multe derbiuri și multe meciuri aprinse între Sibiu și Media. Înseamnă un meci foarte frumos, în primul rând un motiv de mândrie pentru județul Sibiu, deoarece are două echipe în Liga 1. În momentul de față, în afara Bucureștiului, doar județul Sibiu mai are două echipe în Liga 1. Cu siguranță la copii și juniori, dar nu mai mi-amintesc acum, au fost foarte multe. Mi-amintesc, da. A fost un 1-0 pentru noi. La Mureș s-a jucat acel meci. Primul meu derby între Râmăștaș și Gazmetan a fost meciul din cupă. Noi eram în Liga 2 și se luptau pentru play-out-ul Ligii 1. A fost semifinal din cupă din care ne-am ieșit învingători. A fost un meci, cred că fiecare sibian și-l aduce aminte, o dublă. Da, mi-amintesc că a fost destul acum în urmă cu foarte mult timp, undeva în 2011. Aici la Media și am câștigat cu 3-0 și aveam nevoie de acea victorie pentru că urma returul cu Austria Viena din play-off-ul Europa League. Dacă vorbim de Gazmetan Media, și primul care mi-ar veni în minte ar fi Eric. Cred că Răzvan Delbia, deoarece este cel mai în vârstă jucător și din Liga 1 și din lotul celor de la Hermannstadt. Fără dubiu Răzvan Pleșca, fiindcă se confundă practic cu istoria în ultimii 10 ani, se confundă cu clubul Gazmetan Media și cu rezultatele pe care ei le-au obținut. Și din punct de vedere este cel mai important jucător al lor. Mă gândesc la prietenul meu, Răzvan Delbia, singurul jucător din Liga 1 mai bătrân decât mine. E un jucător pe care îl apreciez foarte mult, un simbol al orașului Sibiu, fotbalistic, pentru că a jucat atât la Voința Sibiu, cât și la Hermannstadt și practic a jucat în toate ligile pentru Sibiu. A mai jucat derbiuri cu suporteri, cu Gazmetan și a fost o atmosferă extraordinară. Ar fi fost un meci frumos, deoarece publicul din județul Sibiu este un public foarte călduros și îi așteptăm oricum un număr cât mai mare la stadion, cât mai repede posibil, că ne e dor și nouă de suport. Ar fi un meci dominat total de sibieni și de galeria noastră, atât numeric cât și din punct de vedere al sonorității, pentru că dacă ține minte, la ultimele meciuri, suporterii noștri au dominat atmosfera de pe stadion. Din păcate, se joacă miercurea la ora 3 și nu cred că ar fi venit foarte multă lume. Îi așteptăm pe cei din Sibiu să-și termine și ei stadionul, să aibă un stadion nou, modern, așa cum merită orașul. Și atunci, cu siguranță, aceste meciuri se vor juca cu foarte mulți spectatori. Suntem grup și ar trebui să ne unim un pic mai mult decât suntem acum ca să putem face diferența cu toți. Avem mulți jucători cu calitate, nu pot spune un anume, sperăm ca toți să ne ridicăm la un nivel foarte bun și să câștigăm acel meci. Eu sper ca grupul nostru să facă diferența și evoluția noastră a tuturor celor care se vor afla în teren să facă diferența și să aduc o victorie pe care o așteptăm de prea mult timp. Sper ca Ricardo Valente să facă diferența, pentru că deja s-a acomodat la noi, a început să dea gol aproape meci de meci. Cred că și ei ca grup urmează un grup puternic și asta i-a și adus acolo unde sunt acum. Nu am chiar un cel mai bun jucător, pot să zic, toți sunt o echipă, sunt un grup unit și mai ales cu noul antrenor acum au obținut și câteva rezultate bune. Diego Valente, Zé Manuel sunt doi jucători interesanți, dar prefer să mă concentrez mai mult pe echipa noastră. Portarul Cristiano Figueiredo e cel mai bun jucător al lor, e un portar pe care îl apreciez foarte mult. Da,
2-0. Petrescu și? Petrescu și oricare altul. Un 2-0, Valente și Deacu. Victorie. Noi, nu știu cine va marca, dar vom câștiga. 2-1 pentru noi, înscrie pentru noi Valente și Iuri, Matias, iar pentru ei Dâlbea din penalti. Sperăm să-i avem alături de noi, pentru că avem mare nevoie de ei, mai ales acum, în această perioadă, și eu personal le promit că voi da tot ce am mai bun și îi asigur că și colegii mei vor face același lucru ca să ieșim din zona asta. Îi așteptăm cât mai repede după pandemie alături de noi, deoarece avem nevoie. Suntem o echipă într-un oraș mic, dar suporterii sunt cu inimă mare. Știu că este o perioadă foarte grea, din pricina faptului că nu pot fi alături de noi și noi ne-am dorit acest lucru. Este o perioadă tot la fel de grea, fiindcă sunt convins că și ei suferă alături de noi datorită rezultatelor pe care le-am obținut în ultima perioadă. Dar îi asigurăm că vom redresa această situație și îi așteptăm cât mai repede să ajungă să fie la stadion, pentru că fotbalul fără spectatori nu are aceeași atracție și simțim lipsa lor și le simțim căldura lor de la fiecare meci și sperăm să ca această perioadă să fie cât mai scurtă, să poată să revină pe stadion. Sper ca până mă retrag să apuc să mai joc un meci la Mediaș cu suporteri în tribună.